ca să scoatem blocul de lumini la Opel Astra G, nu trebuie decât să rotim de buton către în poziție verticală, punem mâna pe poziție, apoi tragem de el, bun, și apoi introducem o șurubelniță dreaptă. În interior vedeți că are un orificiu pe dedesubt pe aici, pe o gaură, apăsați și trageți de el. Iată cum arată în interior. Și noi am introdus șurubelnița pe aici, prin gaura aceasta. Bun, și vedeți, ne-am dus ca să apăsăm pe partea. Vedeți, dacă e în poziție dreaptă, am apăsat pe partea aceasta de aici. Iată. Ca să nu mai aibă sunetul acesta, haideți să-l dăm înapoi pe poziția 0. Bun. Și apoi are două orificii în stânga și în dreapta. Una în partea aceasta aici, una în partea asta. Vedeți? Și acolo sunt niște cleme pe care va trebui să tragem de acele cleme ca să-l scoatem în exterior. Ideea e să prindeți clemele de aici. Iată, e clemă aici. Vedeți? Iată. Prindem de clemă, facem, procedăm așa și în partea cealaltă. Folosiți două șurubelnițe drepte și subțiri. Iată. Bun. Haideți să vă arăt ce am făcut. Iată clemele. Le am și pe partea asta altă. Vedeți? Bun. Haideți să scoatem. Haideți și în partea asta altă. Iată. Bun. Deci ce am făcut până la urmă, am introdus șurubelnița dreaptă prin interior, am prins de, vedeți, de clemă și am, vedeți, prins de clemă și am apăsat, am tras de ea în interior. Vedeți? Și în partea cealaltă la fel, vedeți, și aici, la fel, se introduce șurubelnița pe lângă clemă, în spatele clemei. Iată. Vedeți? Și iese foarte ușor. Vedeți? Și în interior. Montați un nou bloc de lumini sau îl puneți pe acesta vechi înapoi, îi puneți. Puneți butonul la loc și apoi îl poziționați pe ocaș și îl împingeți. Iată. Și asta e tot.